Haideți să cunoaștem fluturașul cu adaptor Luer. Este un adaptor, la fel ca și în cazul acului pentru recoltare cu holder. El este un adaptor care se atașează la fluturaș și se poate tot așa detașa pentru efectuarea manoperilor combinate, recoltare și injectare în același timp. Ce face acest adaptor? Acest adaptor, având un cauciuc la capăt, un fel de selep, se împinge cu vacutainerul pentru a elibera sângele în vacutainer în momentul când suntem în venă. El se închide și se deschide prin împingerea vacutainerului. Pe acest adaptor înfiletăm holderul și cu ajutorul lui o să reușim să împingem vacutainerele fără să mișcăm acul. Oricum, mie personal, mi se pare mult mai facil acest dispozitiv pentru recoltare și să vă arăt și de ce. Teșitura este tot așa ca și la acul cu holder, da? Este în două planuri teșit, se poate intra pentru recoltare chiar și vine sânge, chiar și dacă ești intrat doar cu jumătate bizou, de preferat să avansezi până la jumătatea acului pe lumen. De ce este mult mai facil acesta? Pentru că în momentul când faci intrarea pe venă, în momentul când ai văzut picătura sângelui, poți să desfaci aripioarele și se fixează foarte ușor pe venă. Nu mai rămâne holderul să-ți păstreze acul la distanță. Chiar și dacă se mișcă pacientul, este mult, mult mai facil acest dispozitiv. Mie, personal, îmi place mult mai mult. De asemenea, se pot face manopere combinate, așa cum am spus, se poate detașa și reatașa în funcție de manoperele pe care dorim să le facem. E foarte important să cunoaștem aceste dispozitive pentru a le utiliza și exploata la maxim. Multe sfaturi și trucuri, accesați www.medataloș.ro, iar dacă doriți să sprijiniți acest proiect, nu uitați like și share.